nu știu cum se face că ne vedem numai înconjurați așa de flori, doar că anul ăsta, știți că am trecut, spuneam eu că sunt prea multe flori, că ce facem, dacă vrem bujor iarna și toamna și așa. Ne-am mai liniștit, dar am observat că anul ăsta a schimbat un pic tendința și v-a zis și către zona de fructe. În primul rând avem o locație nouă, avem o oranjerie și ni s-a părut cum e altfel potrivit într-o oranjerie decât să avem și portocali, să ai și zona aceasta de plante mediteranene, unde sunt măslin, portocali, fel și fel de citrice și plus niște copaci foarte mari de 6 metri de piper. O să fie o nebunie. Suntem foarte încântați de locație. Pot să zic și numele? Iris Orangerie. Și în spatele meu, de exemplu, avem o masă unde am suspendat niște candelabre în material textil, care apoi seara, în timpul evenimentului, se proiectează niște lumini speciale pe ei și se fac niște valuri astea de lumină, arată spectaculos. Iar la bază este un aranjament monocrom, într-un singur fel de floare, pe o singură nuanță, un trandafir toffee se cheamă, un trandafir special, este cam exact nuanța părului tău, zi, mega frumos și împreună cu lumânări. Iar ca și mici detalii, avem niște pahare care nu sunt rotunde, cum suntem obișnuiți de obicei, sunt în formă de triunghi, avem niște blaturi de farfurii care sunt exact textura lunii, iar ca și, eu acum știu masa pe de rus, nu știu că nu mă la masă, zic de ce am pus, iar ca și detalii de tacâmuri, avem niște tacâmuri moderne, aurii, cu mânerul negru, mâner care este asortat cu scaunele negre și fața de masă de un verde închis petrol, ca să fie tot într-o armonie asta, e foarte cool. Majoritatea interviurilor le-am dat la masa asta, toată lumea și-a dorit aici. Nu știu, este o masă atipică și pe lângă asta se potrivește foarte mult cu locația și pentru că mi-a spus de locație. E modernă, e și specială și noi am dorit totdeauna să venim în întâmpinarea clienților noștri cu un design diferit, cu niște mese diferite și cromatic să fie altfel. Într-adevăr, 2023 va fi în continuare iarăși cromatica de alb-verde, care e greu să o detronezi în fiecare an. Când spui nuntă, spui alb, dar într-adevăr sunt și cupluri care sunt foarte îndrăznețe și își doresc tot timpul să fie diferit și atunci venim în întâmpinarea lor cu genul acesta de design. Apropo de cromatică, nu folosim culoarea anului Viva Magenta anul acesta în aranjament? Orice este posibil și folosim atât timp cât și Viva Magenta o luăm și o folosim într-o întreagă tematică, adică să fie o combinație în care și tacâmuri și fețe de masă și farfurii, să fie toate într-un tot unitar. Dar este foarte important ceea ce își doresc invitații și cuplul, că ei stabilesc un pic. Nicu, mie îmi place foarte mult alb și atunci dacă îi place foarte mult alb, mergem pe direcția respectivă. Vreau să mă mai întreb ceva, pentru că am observat că mulți, ce puțin în cazul românilor, atunci când aleg să facă ceva, vin cu o temă sau cu niște idei, dar apoi pe parcursul nunții tot schimbă, aleg și așa mai departe. Și mi se pare că, nu știu, această masă, spre exemplu, nu s-ar preta decât unei astfel de locații. Nu putem să o ducem într-un restaurant unde pe pereți e un tapet cu roz, verde și așa mai departe. Da, e foarte important să știm la început locația și atunci când avem locația și arhitectura locației și designul locației, atunci putem să venim întâmpinarea clienților și cu ceea ce se poate face în interior. Dar, da, cumva... Da, Miri aleg locație cumva să aibă, dacă este una, cum e aceasta, în Snagov, destul de departe de centrul Bucureștiului, să aibă și cazare, să aibă parte și niște camere unde să se schimbe sau să... Noi avem aceste facilități aici, avem 7 camere de cazare, cumva există relaxarea aceea de după eveniment unde ești liniștit că te poți duce să te culci aproape de locație, dar se caută. Orice este posibil, da, și se caută, că sunt și în timpul evenimentului, nu știu, ai invitați care îți vin din nordul țării sau din vestul țării sau ce mai știu eu de unde, din alte țări, dar într-adevăr este necesar să fie și niște camere pentru cazare. Ce se mai caută în materie de buchet? Pentru că știu că vă place să vorbiți foarte mult despre flori și cred că deja aveți agenda plină până în cel puțin anul ăsta. Ce au cerut anul ăsta? Care e floarea vedetă, dacă se poate? Nu pot să zic că am foarte multe buchete stabilite deja pentru anul în curs, dar de obicei buchetele sunt
Nu știu. Da, ultimele rămân. Rochia de mireasă, stabilește rochia de mireasă și apoi discutăm despre buchet. Când discutăm despre buchet, discutăm și despre perioada de ceremonie. Cumva nunta se împarte în două evenimente. Este locația, cu decorul locației și decorul ceremoniei. Fie că se întâmplă într-o biserică sau fie că se întâmplă acum, cum este mai nou, într-o pădure, cum avem noi aici, sau pe o pajiște, sau la malul lacului. Și atunci buchetul este însoțit de tot decorul pentru în jurul ceremoniei, că avem aleea spre altar, că avem arcada, că avem aranjamentele acelea înalte pe piloni, sau că avem, nu știu acum, să poartă niște poieni înflorate stânga-dreapta aleii culoarului. Sunt culoare făcute din oglindă mai nou, pe care le-am făcut iarăși de-a lungul anilor. Sunt foarte multe lucruri de design pe care e greu să le povestești într-un scurt interviu. Deci nu se pornește de la buchetul miresei, buchetul rămâne ultimul, se pornește de la ansamblu în sine și apoi buchetul este integrat în toată povestea asta. Se pornește de la locație și se vorbește despre locație. Și apoi când vorbim despre buchet, vorbim despre buchet împreună cu ceremonia. Sunt evenimente când integrăm totul într-o singură poveste, dar sunt marea majoritate a timpului când sunt două lucruri separate, buchetul și locația. Dar spuneți-mi, ați întâlnit vreodată cum e tradiția asta, mă rog, obicei, să ai ceva nou, ceva vechi, ceva albastru? Există vreo floare care e, o vor miresele că e norocoasă, să o pună măcar într-un col sau într-un aranjament? Nu știu, vă întreb, că mi-a venit așa. No, sunt discuții, sunt mirese care nu-și doresc calea, de exemplu. Că au o mamă care spune că aduce ghinion. Sau sunt care nu-și doresc lăcrămioare că vor plânge la nuntă. Sau sunt mirese care își doresc cu ardoare lăcrămioare, dar de obicei buchetul lăcrămioare are un cost foarte ridicat. Că majoritatea își doresc lăcrămioare în septembrie-octombrie. Dar nu, cred că nu există o floare pe care să nu o putem aduce pentru anunta nume, dar întotdeauna este vorba de costuri, de bugete, dar cel mai important este să stabilim întotdeauna un buget care este prioritar pentru cuplu și cât își doresc ei să cheltuie pentru evenimentul respectiv, care este realistic. Este exact ca și atunci când trebuie să-ți cumperi o mașină, știi de la început către ce mașină te duci să o accesezi și același lucru și aici. De când am intrat, am văzut acel panou foto, presupun că așa este, pentru că toată lumea se poza acolo, cu portocale și portocali pe lângă. Putem să locuim celor care nu le place noi. Eu una, spre exemplu, nu sunt așa foarte mare amatoare de flori tăiate. Dar, cum am văzut, deja mi-a atras atenția. Putem să locuim 80%, 70-50% de flori, aranjamente florale, cu aceste aranjamente cu fructe? Mai ales că le luăm acasă după aia. Să locuim orice și să facem în fiecare stil în parte, dar cred că este vorba despre ce își dorește mie asta. Dacă vorbesc cu tine acum, îmi doresc cu fructe și atunci plecăm pe discuția asta. Ok, dacă îți dorești cu fructe, dezvoltăm subiectul pe speța respectivă. Și în cadrul acesta avem portocale, avem acest panou cu portocale care mi s-a părut mie că e foarte potrivit pentru seră, da. Dar poate fi la fel de potrivit un panou, nu neapărat genul acesta, că suntem într-un câmp. Noi am pai să râzi, am avut mese pe lungul, de am avut legături de pătrunjel, de mărar, de ceapă, de... nu râde. Da, fel și fel. Dacă găsești la noi pe Instagram, pe Nicu Bocancea, găsești fel și fel de aranjamente cu un design aparte. Și sunt efectiv pentru zona respectivă sau pentru cuplul respectiv, fiecare cu ideea lui, ca să nu zic biblica lui. Deci fiți îndrăzneți, faptul că ieșiți din tipare nu e nimic rău, iar fructele se văd foarte bine și pe mese, și lângă mese, și în panou, și așa mai departe, nu iese nimic. Cred că avem o libertate să alegem orice, important e cum le facem și aici să păstrăm echilibrul, să nu fie too much, adică nici acum să te trezești cu 700 de legături de ceapă pe o masă, că nu e ok, da? Dar nici detalii care sunt și haioase și cumva să pretează evenimentul în sine, unde avem, nu știu, plante de rozmarin, plante de busuioc, toate puse în niște coșulețe foarte frumoase. Creează o atmosferă mișto pe masă, cu niște pâinici din astea tăiate într-un anumit fel, arată spectaculos și să fie o masă cu zona asta de Italia, așa, e foarte tare.